Bună ziua, drăguții mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată ca de fiecare dată pentru dumneavoastră, în care vreau, dragii mei, să văd dacă mai sunt șanse de împăcare, dacă vor mai fi noi începuturi, dacă aveți o șansă reală cu acest om, el sau ea, dacă există schimbări în viețile lor, dacă este ceva despre care dumneavoastră trebuie să știți. Ca de obicei am să spun, este o etalare generală. Sper să rezonați cât mai mult, nu o să rezoneze toată lumea. Drăguților, dar cu siguranță un mesaj, un gând bun și ceva care să vă ghideze, veți găsi în ceea ce vedem astăzi. Ca de obicei începem cu oracolul, după care vom continua cu tarotul vrăjitoarelor. Am ales astăzi îngerașii ca să ne dea sfaturi și energiile de care avem nevoie să știm. Cei care doresc etalări private au numărul aici pe măsuță. La fel, în descrierea acestui video, iubiții mei, găsiți e-mailul, telefonul, dacă aveți nevoie, pentru a vedea în detaliu, strict pentru persoana dumneavoastră, ce se întâmplă mai departe. Haideți să vedem ce ne spun astăzi energiile. Mulțumesc frumos tuturor pentru că sunteți lângă mine ca de fiecare dată. Mulțumesc frumos pentru gândurile frumoase, pentru mesajele dumneavoastră, pentru aprecieri și pentru tot ce faceți pentru mine. Mulțumesc frumos celor care s-au abonat. Îi rog pe cei care n-au făcut-o să apese butonașul de abonare sau subscribe. Dragii mei, faceți un mare favor pentru că așa facem canalul din ce în ce mai mare și suntem aici o mare familie. Mulțumesc frumos anticipat. Haideți să vedem care sunt energiile, ce vor astăzi să ne zică îngerii, care sunt mesajele pentru dumneavoastră. Drăguții mei, primul îngeraș, îngerașul Haniel, vorbește aici de forța iubirii între a alege între bine și rău. Este vorba de compasiune și frumusețea spirituală. Cu siguranță că este mesajul acela în care vi se spune că poate dumneavoastră ați avut momente în care ați vrut să faceți rău unor persoane sau ați avut momente în care ați fost atât de triști și supărați, atât de deznădăjduiți, încât ați apelat probabil și la forța urii, la faptul că ați vrut să urâți, ați vrut să faceți rău, ați vrut să faceți pe cineva să plătească ceva. Evident, oameni suntem, nu este nimeni fără de păcat și nimeni nu poate să fie perfect. Eu ceea ce simt aici este că această energie vă îndeamnă să alegeți totuși binele și să nu vă băgați în lucruri care ulterior le puteți regreta. Că este bine ca dumneavoastră să arătați lumii întregi cine sunteți dumneavoastră, nu să vă puneți în haina celuilalt și să faceți ce a făcut celălalt sau cealaltă sau de egal, cine v-a făcut rău. Este clar aici că veți fi plin de compasiune și că frumusețea noastră interioară va fi ceea ce vă va salva, pentru că este ceea ce vă reprezintă și cu siguranță față de cei din jur dumneavoastră sunteți un model de viață. Da? Deci foarte frumos mesajul acestui înger. Mergem mai departe la următorul îngeraș, îngerașul Scluf, care spune că ai nevoie aici să construiești, să transformi și să creezi ceva de la zero. Este acea energie în care tu ai fost pus la pământ, e o energie în care tu ai stat în lacrimi, o energie în care nu ți s-a făcut dreptate. Iată că te gândești probabil din greu dacă mai merită să mai încerci ceva, dacă mai merită efortul să mergi înainte, dacă vrei să mai întâlnești altă persoană sau vrei să faci din nou o construcție din temelii a unei relații, a unei situații. Poate că aici, dragii mei, ați depus prea mult efort și niciodată n-ați primit rezultatele dorite și sunteți cu siguranță obosiți. Ce îndeamnă însă această energie a acestui îngeraș este să vă ridicați, să mergeți mai departe, să construiți și să transformați, pentru că creația din mâinile dumneavoastră, transformarea vine din dumneavoastră și faptul că veți construi ceva nou o să vă ajute să puneți temeliile unui nou capitol în viața asta sau la ceva mult mai bun și mai frumos. Da? Deci nu vă lăsați învinși, nu vă lăsați înfrânți. Per total, cam asta este energia acestui înger. Mergem la ultimul. Nu cel din urmă, dragii mei, avem aici îngerașul Barachiel, care arată clar că veți avea noi aventuri, veți lua niște decizii, vor exista riscuri, dar va exista foarte multă încredere. Eu cred aici pentru foarte mulți că, într-adevăr, veți începe noi capitole în viața noastră. Poate vă mutați în altă țară, poate vă alegeți alt serviciu, plecați de unde sunteți dintr-o relație, terminați cu un divorț, terminați cu o relație care nu mai funcționa, vă împăcați cu copiii, vreți să mergeți într-o altă direcție cu cei din familia dumneavoastră. Toate aceste proiecte de viață, dragii mei, sunt în această energie a acestui înger, care arată că deciziile dumneavoastră, chiar dacă sunt un pic riscante sau riscurile pe care le veți lua în viitor, vor aduce însă, cu toată încrederea pe care dumneavoastră o manifestați, rezultate foarte frumoase. Deci va fi un succes total, pentru că încrederea în dumneavoastră, deciziile pe care le luați, lucrurile pe care le faceți față de ceilalți și faptul că veți începe aici un nou capitol în toate sensurile, poate să fie muncă, poate să fie bani, poate să fie o relație sentimentală, va funcționa perfect. Deci este un nou început pentru cei care mă ascultă. Foarte frumoase mesajele de la îngeri, dragii mei, evident, sper să vă ajute. Acum haideți să vedem cu tarotul vrăjitoarelor ce ne spune această etalare, ce ne spune despre persoana ta. Mai există comunicare, mai există împăcare, ce trebuie să știi despre el și ea.
sunt oameni care or să vă mai caute, care își doresc mai mult în viitor și tot ce trebuie să știți despre aceste persoane la care dumneavoastră vă gândiți în acest moment. Haideți să vedem ce ne spun cărticelele despre el sau ea. Dragii mei, am început în forță. Haideți să vedem, avem, da. Deci avem așa, Capricorn, avem Vărsător, dragii mei, avem aici și Fecioară. Avem Balanță, Pești, avem un Berbec, avem iarăși Balanță, avem Scorpion, avem Leu, Taur, avem un Săgetător și, dragii mei, Vărsător. Nu cred că se văd bine cărțile. Stați o secundă, să le mișcăm așa, perfect. Mai puțin, că am să le urc chiar un pic mai sus. Bun, drăguții mei, haideți să vedem că s-au mișcat cu totul și le-am înșirat pe toată masa. Bun, haideți să vedem ce vor să ne zică cărticele. Astăzi v-am zis, zodiile sunt importante, nu sunt cele mai importante, țineți cont de toate celelalte aspecte, nu mă mai repet că m-am tot repetat în toate videourile, deja sunt obositoare cu a spune aceleași lucruri. Iubiții mei, chiar dacă nu este zodia de care ați auzit, cu siguranță etalarea este și pentru dumneavoastră, pentru că sunt mesaje, mai spunoate, o etalare generală, da? Chiar dacă nu e zodia la care v-ați gândit aici sau n-am enumerat-o, asta nu înseamnă că nu e pentru dumneavoastră, dimpotrivă, e pentru toți cei care mă ascultă. Zodiile sunt ceva în plus și v-am zis, luați în cont și ascendentul și multe alte lucruri. Ce văd aici este că cineva are de luat o decizie și are de luat o decizie aici foarte, foarte grea. Eu cred că o persoană și-a făcut probabil niște filme în capul său sau și-a imaginat ceva, doar că a fost ceva între dumneavoastră și el sau ea care v-a tras în jos această relație. E vorba de foarte multă neliniște, ceva ce l-a nebunit cu gânduri de tot felul. Mai văd aici că vrea să caute o soluție și are teama, dragii mei, această persoană că nu ia decizia corectă. Sau poate aici are o mustrare de conștiință, săbile de altfel vorbesc și de mental, vorbesc și de faptul că ne simțim rătăciți, că nu știm încotro să o luăm. Este acea persoană legate la o care nu știe în ce parte să o ia, stânga sau dreapta. Acum, ceea ce văd aici este că e posibil să fie avut de-a face cu o persoană căsătorită, foarte mulți aici probabil că sunteți în trionul, toată lumea luați doar ce rezonează, sau această persoană a făcut pereche cu altcineva. Când zic cu altcineva, a fost ceva contra dumneavoastră, da? Poate să fie chiar și familia politică, poate să fie un coleg, un prieten, cineva care l-a pus contra dumneavoastră tot timpul. Pentru foarte mulți aici, simt însă că dumneavoastră, el sau ea, ați fost perechea perfectă, pentru că sunteți două persoane foarte cerebrale, două persoane care, dragii mei, v-ați întâlnit exact când aveați cam totul făcut în viață. Ce vreau să spun cu asta este că erați stabili, aveați bănuți, aveați un serviciu bun, erați o persoană care erați pe picioarele noastre și, evident, vă mai lipsea doar partea romantică. Spun asta pentru că poate mulți aici veniți din divorțuri, din separări, din ceva ce nu mai mergea, sau el sau ea despre care vorbim, dragii mei, ieșiseră din alte relații și fonați, cu probleme, o relație care, evident, nu mai funcționa nici acolo. Era ceva pus pe butuci, cum spun eu, și cred că pentru foarte mulți aici, dragii mei, v-ați regăsit în această persoană la început și v-ați oglindit total. Când spun oglindit, este că găsim exact acea persoană care ne arată ceea ce avem nevoie, ceea ce ne lipsește și ne completează într-o formă foarte frumoasă. A fost aici foarte multă atracție, însă cred că fiecare a iubit cumva drumul său sau maniera în care a făcut lucrurile, pentru că posibil și tu și el sau ea să fie avut poate copii din altă căsnicie, să fie avut aici o poveste care trebuia cumva întreținută. Deci n-ați fost doar singurei în această conexiune. Ceea ce văd aici este că această persoană, da, se gândește foarte mult la tine, pentru că simt pentru mulți aici, dragii mei, că a existat o separare, este cineva căruia este foarte dor, e cineva care vede o pierdere în faptul că ceva s-a tăiat, s-a rupt și nu mai este conexiune între amândoi. Poate că v-ați certat, v-ați spus și cuvinte grele, cineva aici a plecat, a trântit o ușă sau a fost dat afară. De egal de situație, ambele variante sunt valide, luați doar ce rezonează și simt că această persoană, dragii mei, se simte astăzi într-adevăr cu musca pe căciulă, ca și cum își dă seama de fapt de ce nu au funcționat lucrurile în viața lui și în acest moment când își dă seama cât de mult rău ți-a făcut și cum s-a îndepărtat și în ce formă a făcut lucrurile, iată că este la pământ. Simt asta pentru că poate mulți aici v-ați gândit că nu o să sufere, că o să plece cu capul sus. Chiar a încercat să facă glume pe seama la las că vezi tu cum e fără mine, nu o să se uite nimeni la tine, nu o să fii niciodată fericit, fericită, eu sunt cel mai tare din viața ta și astea erau vorbe doar ca să vă scadă autostima, da? Care era ideea? Era teamă să fie părăsită, era teamă să fie abandonat și chiar dacă erați în trio, era teamă să piardă de fapt persoana care cel mai mult îi susținea viața și cealaltă relație. Nu știu dacă m-am mai povestit eu într-un video mai vechi, că în general amanta și amantul
sunt cei care de fapt susțin relația de căsnicie, pentru că în momentul în care dispare acea persoană care de fapt umple sufletește acel gol, persoanele acelea nu se mai pot simți fericite, nici nu se împacă așa cum speră. De altfel, orice ciorbă încălzită e aiurea, persoana care tu i-ai greșit și te întorci la ea nu are decât să sufere și să te facă să suferi și vă dați seama conjuncția în care această persoană a încercat să ajungă din nou într-o zonă de confort. Mai bine să te gândești de două ori înainte să pleci și când pleci să pleci de tot. Adică pe scurt cam asta era ce arată și cărțile și sfatul acestor cărți de tarot astăzi. Ceea ce simt este că el s-a întors la cineva sau a încercat să salveze ceva într-o altă conjunctură. Poate avea copii, obligații, pensii de plătit, lucruri de încheiat, o casă împreună cu altcineva, bani într-o bancă, o firmă. Dragii mei, luați tot ceea ce vă rezonează. Oricum văd aici niște complicații, pentru că atunci când a încercat să mențină acolo sau să susțină acea relație, acea situație, nu a mai mers așa cum credea. Deci dacă aici credea că va fi tot ușor și bine și că atunci când pleacă de lângă tine, vai ce minunat și ce bine e acolo unde s-a întors, iată că îi se face brânci, pentru că simt aici că cealaltă entitate dintre dumneavoastră și el sau ea, rivalul, rivala sau cum vreți să-i vedeți, este cel care în final îi face bucata. Adică e clar că acea persoană se răzbună astăzi pe el, nu funcționează lucrurile între ei, își reproșează continuu lucruri, tu poate ești chiar tema discuției, pentru că de mulți dintre dumneavoastră aceste persoane știu, iar dacă dumneavoastră sunteți cei care ați fost în relația de căsătorie cu acest om și acest om v-a lăsat pentru altcineva, cu siguranță aveți aici discuții nenumărate pe tema acelei persoane, pentru că nu mai suportați presiunea, nu mai suportați să fiți lăsați în urmă, v-ați sătura să așteptați, nu v-ați aștepta poate mulți aici după ani întregi de a sta împreună, poate chiar aveți 30 de ani de căsătorie sau pe aici undeva, văd relații foarte lungi, dragii mei, care s-au dus pe apa sâmbetei, e clar că dumneavoastră vă simțiți nedreptățiți și triși și atunci foarte mulți aici sunteți deja cu un picior de plecare, dacă nu chiar ați întors spatele acestui om. Iată că relația asta e clar că pentru mulți aici a fost ținută în secret, iar cei care aveați o relație oficială sau o relație normală a fost ruptă de către cineva care când a apărut și când a intervenit v-a luat toată fericirea. Da? Deci vă simt aici foarte deznădăjduiți și vă doare nu numai ideea de înșelare și de trădare, ci și în orgoliu dumneavoastră, pentru că ați fost niște oameni extrem de corecți, oameni care ați vrut să faceți ceva cu familia, oameni care v-ați gândit că niciodată nu vreți să-i faceți altuia ce dumneavoastră nu vreți să vi se facă și fix asta a făcut acest partener, da? De egal că este soț, amant sau ce este în relația cu dumneavoastră. Simt aici că persoana asta parcă a avut teamă să-ți spună anumite lucruri, n-a vrut să ia decizia corectă, iată că a vrut să avanseze poate călcând pe cadavre sau n-a vrut să treacă peste ambițiile sale, peste plăcerile personale și aici v-a făcut foarte mult să suferiți. Iată că mai văd, dragii mei, că această persoană e așa cum v-am spus acum, suferă, nu este fericită acolo unde e, poate că în final începe să-și recunoască ce simte, a vrut să închidă gura lumii, mulți aici s-au dat un pas în spate, s-au distanțat pentru că deși poate te-a iubit toate aceste frici sau toate aceste stări de a se simți prost față de ceea ce ți-a făcut și cum a făcut lucrurile, l-au ținut la distanță, a încercat să fugă, să se îndepărteze, să scape de ceea ce simțea și iată, dragii mei, că nu se poate. Spun asta pentru că iată aici, pentru mulți, dragii mei, aveți o relație karmică, aveți o relație care vine din alte timpuri, e ceva temporal, vine din alte vieți. Este o iubire foarte pură între dumneavoastră și el sau ea. Aceste suflete s-au întâlnit nu degeaba și v-am mai zis eu că atunci când sunteți împreună cu acea persoană care vă e destinată, acea persoană care vă face cu adevărat fericiți, în care vă simțiți în al nouălea cer, iată că este cineva clar cu care te-ai mai cunoscut și în alte vieți. Adică e o conexiune dincolo de ceva terenal. Nu este doar în viața asta, este ceva care când îl vezi simt că îl cunoști de toată viața, vorbești cu el foarte simplu, te poți apropia foarte ușor de persoana asta și tu credeai că nu o să te mai îndrăgostești, nu o să te mai apropii și nu o să mai faci nimic din toate astea. Și când a apărut omul ăsta, ți-a schimbat total gândirea și universul. Da? Deci eu despre asta vorbesc. Văd aici că ați suferit foarte mult amândoi și chiar dacă sunteți distanțați sau e totul rece, nu vă mai urmăriți sau nu vreți să mai știți unul de altul, v-ați dat, să zicem așa, în plan fizic spatele, totuși e foarte mult interes sufletesc, pentru că omul ăsta, să știți, simte că tu ai vrut să termini cu el de tot sau atunci când a plecat, tu ai crezut că o să plece de tot, că cum s-a dus la altcineva și a făcut alte lucruri, nu o să mai apară. Iată că în viața asta niciodată să nu spuneți niciodată, pentru că nu vă-ți aibă nimic sigur și stabil acolo unde este. Pe fruntea lui e clar că sunt foarte multe nehotărâri și dureri. Văd aici că parcă realizează sau recunoaște că a avut o lipsă mare de maturitate, poate chiar cruzime față de tine, pentru că atunci când a plecat te-a făcut într-adevăr să suferi. Poate că a aruncat vorbe care acum pur și simplu nu le mai gândește, îi pare rău că ți le-a zis la modul ăla. Dumneavoastră oricum bănuiți că nici el n-a plecat cu inima întreagă, la modul îl doare. Au existat multe influențe pentru foarte mulți aici.
persoana asta a fost debusolată pentru că mulți au dat sfatul și au băgat coada, au zis lasă, fă așa, fă pe dincolo, nu-ți mai e bine acolo, lasă, pleacă, aruncă la gunoi relația, fă ce vrei și acest om poate că chiar a plecat urechea. Deci pentru foarte mulți aici aveți și mulți prieteni, în ghilimele, binevoitori care și-au băgat nasul. Eu simt că această persoană, după perioada asta de confuzie, pentru că se simte confuz și pierdut, dragii mei, iată că va lua, să spunem, o altă cale. Eu simt aici că vrea să te caute, deși poate are teama că tu nu o să-l mai primești, nu o să-i mai deschizi ușa. Simt aici, dragii mei, că persoana asta pur și simplu vrea să facă modificări în ceea ce a făcut față de tine. Probabil că a luptat aici cu stresul, cu durerea, cu nopți de dormit, are gânduri foarte triste, poate chiar anxietate. E ca și cum repetă suferința care ți-a dat-o ție la un moment dat. Și iubiții mei vrea să dea la spate tot ceea ce a durut între amândoi pentru că vrea să micșoreze distanța. Îl văd aici clar că vrea să te caute. Nu știe în ce manieră, nu știe cum să o facă, știe că a trebuit să plătească cu lacrimi și cu durere și cu suferință ceea ce s-a făcut ție. Realizează acum cum te-ai simțit tu pentru că eu cred că până nu a primit aceeași porție de durere de la cel cu care stă sau de la cea cu care stă și care a crezut că vai ce bine va fi și că te poate înlocui, nu ar fi înțeles sau nu a înțeles nimic, da? Deci până nu ar fi pățit lucrul ăsta, dragii mei, e clar că nu a ajutat cu nimic tot ce i-ai spus și i-ai explicat. Astăzi îți dă dreptate în sufletul lui, simte că multe conflicte aici n-au ajutat la nimic între dumneavoastră, probabil că cineva aici s-a alterat foarte tare și a dat spatele unor noi începuturi sau unor discuții, pentru că simte aici că v-ați mai căutat între timp sau ați mai încercat să reînnodați, ca să zicem așa, situația aceasta și n-a funcționat. N-a funcționat pentru că nu era hotărât, nu vrea să intre într-o etapă cu tine definitivă, au crezut că este o distracție la început, o aventură, că e doar așa de sâmbătă, duminică sau acum plec, acum nu mai vin, relația on-off, așa cum am spus și în alte etalări, se implică, dragii mei, în viața de zi cu zi acolo unde e și nu îi merg lucrurile bine. Iată că a trebuit să-și învețe această lecție, zic eu o lecție foarte importantă, că în general viața, dragii mei, nu se gândește de două ori când ne-o dă peste ochi. Din păcate este ceva ce trebuie cu toții să trecem prin aceste lecții karmice, lecții cum vreți dumneavoastră de viață. Eu simt aici că va urma pentru foarte mulți aici un moment în care omul ăsta va încerca să vină să te cucerească, va încerca să vină să vorbească cu tine, va încerca să își facă drumul spre inima ta din nou, pentru că există aici o schimbare majoră, se întâmplă ceva, doar că tu ești sigur că nu mai vrei să repeți situațiile din trecut, da? E clar că dacă omul ăsta nu termină cu ceea ce a început dincolo, dacă nu închide capitole acolo unde e, dacă nu face lucrurile cu siguranța necesară, dacă nu vrea să-ți aducă bunătate și bine în viața asta, e clar, dragii mei, că tu n-ai să-l mai primești. Simt aici acea energie din partea ta, care de fapt de data asta se apără. Este o energie de vindecare, o energie de așteptare, îl iubești foarte tare, dar dacă omul ăsta nu va face lucrurile bine și nu va aduce acea liniște în viața ta, nu-ți va da semnalele necesare și mai ales dovezile, că v-am zis eu, verba volant, da? Deci cuvintele zboară, pe gură poate să zic oricine orice, dumneavoastră veți cere fapte și când spun fapte, e ideea că vrei toate răspunsurile la ceea ce n-a funcționat dacă acest om se întoarce și vei ține foarte mult cont de ceea ce vei vedea că face cu adevărat. Pentru mulți aici mai simt că sunteți foarte mentale acum, vorbim chiar de săbi, dragii mei, pentru că ați avut experiențe dure, poate și cu alți parteneri din viața noastră. Iată că a fost o mare încercare și relația cu acest om care părea o minune și în final a fost parcă o pedeapsă. Eu simt aici că aveți o energie de pereche tare frumoasă, dar trebuiesc reparate lucruri din partea acestei persoane. Sunt experiențe dure, poate și din partea lui, a trecut prin copilărie, prin niște lucruri care, iată că l-a forjat și este ceea ce este astăzi. Ce a văzut poate la părinții lui repetă greșit sau sunt paternuri din arborile akashic, dragii mei, v-am spus că de multe ori venim în lumea asta cu păcatele ancestrilor noștri. Mama, bunica au fost nefericite, dacă e să o luăm așa, și noi trăim o nefericire pe care evident avem ocazia să o schimbăm. Evident să ne dăm seama de ea și să nu facem ce au făcut cei dinaintea noastră din familie. Iată că simt aici că el își bate capul în momentul ăsta cu cum să facă lucrurile bine cu tine. Va trebui să trateze emoțional rana pe care o are, pentru că simt aici pentru foarte mulți că nu au vrut să arate ce simt, au văzut poate relația cu tine ca pe o slăbiciune, n-au vrut să facă mai mult, nu și-au exprimat emoțiile. Tu probabil că te-ai simțit neiubit, ai zis nu știe nici măcar să-mi zic că mă iubește din când în când. Te-ai simțit aici că automat erai singură în relația asta sau singur, sau la un moment dat s-au răcit atât de tare lucrurile încât nu mai știa nici dacă simte ceva sau dacă vrea ceva, pentru
că lucrurile s-au dus într-o altă direcție. Iată că astăzi vine rândul aceste persoane să-și bată capul cu această parte sentimentală, să treacă peste ceea ce a făcut greșit, să discearnă între bine și rău, să-ți ofere acea dragoste așa cum i-ai oferit-o tu de la început, pentru că, dragii mei, a fost aici absorbit de propriu ego, influențat de persoane și iată că mulți aici n-au știut cum să facă lucrurile bine. E adevărat că s-a și sabotat, poate pentru unii aici are sens și ceea ce spun acum, are o stimă destul de joasă despre el, n-a vrut să ajungă la nivelul la care trebuia ca să fie demn de relația cu tine sau să facă lucrurile așa cum tu i-ai cerut la un moment dat, dar iată că vă văd pe dumneavoastră porniți ca atunci când vine la ușă, când dă un telefon, când scrie un mesaj, când vrea să vorbească sau îți apare față în față, să ai o discuție într-adevăr mai mult mentală decât sentimentală, pentru că simți că de data asta ai nevoie să fii sigur de ceea ce urmează, că nu mai vrei să suferi, nu mai vrei lacrimi, nu mai vrei trădări, nu mai vrei să fii cel care să fie lăsat pe locul 2 sau în urmă, da? Mă bucur foarte mult, dragii mei, să văd această energie, pentru că probabil aici vreți în acest moment să fiți tratați așa cum meritați și mă bucur să văd că vă iubiți, pentru că este vorba de iubirea personală și de faptul că nu mai acceptați jumătăți de măsură sau frimituri. Deci este foarte minunată energia. Va trebui să dovedească și va trebui să facă multe eforturi ca dumneavoastră să puteți deschide din nou și brațele și ușa și inima. Da? Deci asta văd în această etalare de astăzi. Bun, drăguții mei, haideți să vedem și literele. O să scoatem ca de obicei câteva. Haideți să vedem ce litere avem pentru astăzi. Avem litera K, avem litera W, avem litera U, dragii mei, avem litera X, litera N, litera A, litera B, litera T, litera M, litera L și litera O. Doar B-ul se repetă, am să-l pun aici. Sper că au ieșit destule și dacă nu vom extrage și data viitoare mai multe, v-am zis, asta este ceva aleator. Drăguții mei, dacă v-a plăcut, vă aștept cu like-uri, comentarii, abonați-vă, dați pe subscribe, pe abonare, îmi faceți o mare favoare sufletească și din punct de vedere canal, mulțumire, pentru că pentru mine sunteți o mare familie și mă bucur că v-am de fiecare dată aici când facem etalări. Mulțumesc frumos, oricum anticipat, pentru tot ce îmi scrieți, tot ce îmi lăsați și colaborații pe canalul meu. Mulțumesc frumos pentru sfaturi, pentru tot ce mi-ați scris și m-ați ajutat în munca mea. Nu sunt nimic fără dumneavoastră, o spun cu toată modestia și cu toată dragostea. Mă bucur că poate aduc o rază de lumină sau puțină lămurire pentru ceea ce aveți dumneavoastră nevoie și cu siguranță veți fi mai bine după ce ascultăm aceste etalări. Dragii mei, dacă e tot ok, atunci am să spun iar înainte să termin. Cei care doresc etalări private au aici numărul pe măsuță, oricând simțiți-vă liber să mă contactați dacă vreți să vedeți strict pentru dumneavoastră mai departe ce se întâmplă în povestea personală. Și ne vedem cu toții ca de fiecare dată data viitoare. Vă pup! Pa, pa!